asta, noroc când spune Stas, zice că partidul este pro-european. Vrea împreună cu poporul să construiască Europa aici acasă, să aducă gaz cu tarif normal și electricitate. Dar pentru asta, desigur, trebuie să fie la guvernare. Căpcaliucnea are de cretei. Dacă spune că este pro-european, de ce vrea să mai construiască o Europa aici acasă, a Gavorășca pe Freidu? Dar cum va aduce el gaz și lumină cu tarife normale? Că toate guvernările precedente care nu au acceptat condițiile Federației Rusă au fost pedepsite cu embargouri. Mai credeți că Căpcaliuc este pro-european? Voronin că nu a acceptat planul Cozac imediat a și luat peste nas. Fructele imediat au devenit vermănoase și zbrăcite, legumele mici și fără niciun gust, iar vinul vopsea pentru gardă. E clar că azi noi trebuie să fim de 10.000 de ori mai potenți ca niciodată. Ce au căutat șoriștii la Moscova? Dar ce caută membrii PSRM la Moscova? Piață pentru legume și fructe? Situația este așa că orice mișcare care se petrece azi în Republica Moldova nu este întâmplătoare.